Câțiva dintre cei mai buni artiști tatuatori din lume s-au strâns zilele acestea la Sibiu. Acolo se desfășoară Transilvania Tattoo Expo. Până mâine seară, cine vrea își poate face tatuaje de cea mai bună calitate cu bani puțini. Nume grele din industria tatu s-au strâns la Sibiu la cel mai așteptat eveniment de acest gen de la noi din țară. Care sunt cele mai mari nume de anul acesta? Robert Hernandez, Victor Portugal, Benjamin Moss și Leorcifer, John Montgomery. O să fie o... avem un line-up dintre cele mai... ca și cele mai mari evenimente din Europa de Est la ora actuală. De îndată ce s-a deschis expoziția, standurile au fost luate cu asalt. Este o, eu zic, este o ocazie unică, pentru că de ocazia asta au profitat foarte mulți vecini ai noștri, bulgari, sârbi, unguri. Avem câțiva clienți din Norvegia, am înțeles că unele din formațiile, unii soliști de Armania, sunt programați mâine să se tatueze la noi. Fie că au ales un tatuaj realist făcut după o poză, fie că au optat pentru unul neconvențional, toți vizitatorii au plecat mulțumiți. Îmi fac un model, este un craniu, pentru că îmi plac și pentru că și lui îi plac. Și contează foarte mult să placă și artistul. Păi uitați-vă! Păi ce o să fie la sfârșit? Că nu ne dăm seama. Un rocker! Nu. Al doilea. Mă uit doar. Sunt cu ea, sprijin. Nu vă tentează? Da, dar încă nu sunt gata. Cât costă un astfel de tatuaj? Fiind vorba de convenție, prețurile sunt speciale. În unele cazuri poate să coste mai mult, în alte cazuri pot să fie foarte ieftin. În funcție de mărime și complexitate, durata de realizare a unui tatuaj poate ajunge până la 18-20 de ore. Zeci de persoane s-au programat cu câteva luni înainte pentru o lucrare pe piele. Transilvania Tattoo Expo se va închide mâine seară.